Yo me puse un poco de cara, que después tiene adultero la chica, me llevo de mi onda. Fost un match greu cu o echipă destul de incomodă, o echipă care din cele 8 jocuri pe care a disputat până la acest joc de la Media și din 8 avusese o linie frumoasă, de clasament 3 victorii, 3 rezultate de egalitate, doar 2 înfrângeri și acelea au pierdut foarte, foarte greu și un gol averaj 8 la 7 a jocului la Media. Așa că știam că ne așteaptă un match foarte greu la 5, cu de la 1 la 0. Însă, echipa este pe un drum bun. Am avut încredere în noi. Am revenit, este foarte important acest lucru. Am revenit și am regat în sfârșit 2 victorii consecutive. Credeam după calificarea de la Timișoara că a fost un moment în care echipa asta și-a revenit și se pare că așa este. Dar meciul a fost în aceeași noapte, cel din ultima vreme, în care noi jucăm. Astăzi am și încercat un alt sistem, de fapt chiar și la început Petrol, am jucat în 4-1, 4-1. Ne creăm foarte multe ocazii de gol, însă e greu să fii pe margine, să vezi cum se rămânează la cameră. Dar ce să facem, asta e, prefer să am un jucător care datează 5-6 situații sau ocazii de un jucător care se ascunde de apărea în fața părinții. M-aș temut la penaltiul ratat că nu te gândi. Păi am avut timp să ne mai temem, pentru că am avut încă situații să înscriem. Bine că am reușit să egalăm până la pauză, să putem să reluăm totul de priza. Dar ați văzut cum este fotbalul, la fel cum de bine puteam să și pierdem asta sau să fim egalați la acea lovitură liberă de finalul meciului. Le zic tot timpul jucătorilor să fie concentrați, să fie responsabili, pentru că distanța de la bucurie, la agonie, de la glorie, la uitare, este foarte, foarte mică. Eric a spus în baza acestui meci că o ar vrea să-mi bag la Media și că a discutat și cu dumneavoastră lucrul ăsta. Că v-a discutat? Că v-a discutat și dumneavoastră lucrul ăsta. E o problemă, deocamdată noi avem meci să ne solităm de cel ce astăzi. Ați văzut toate echipele care au jucat în cupă, au avut evoluții mai slabe, să zic. Și Dinamo s-a turat mai greu și Rapidul. Noi am jucat foarte multe meciuri. Avem 6 în Europa, 3 în cupă și 17 în campionat. Am luat cei mai mulți jucători pentru că au fost, din păcate, bântuite de aceste accidente. Acum trebuie să vedem ce va fi și cu Ciprian Petre. Din păcate, iarăși un gest irresponsabil al lui Roman. Înțeleg bucuria jucătorilor, înțeleg euforia când înscriem unul, dar nu înțeleg ce este ăsta care se scoate din poșile de la urmă. Ce ai spus? Să vă lăsăm cu trebuie. Nu l-am întrebat, că el are face, dar să avem să vorbim. Ce poate să-mi spune? A uitat că a luat în gază? Haideți, trebuie să stăcare, nu avem ce să facem. Legat de Eric, când primit înapoi? Legat de Eric, nu e o poveste, mă. Sunt alții, nu e să se primesc. Dacă vine Eric și este jucătorul gazului metanie, o să-l are nevoie imediat.